Dacă faci calitate, s-ar putea să rămâi pe piață. Dacă ești și serios, atunci ai un loc asigurat. Demonstrația am constatat-o la o fabrică de încălțăminte din Segarcea, județul Dolj. Afirmația îi aparține managerului de fabrică cu experiență în domeniu de peste 15 ani. Producția de încălțăminte este în proporție de peste 90% destinată exportului, iar cei mai mulți dintre cei peste 100 de angajați care lucrează aici provin din Segarcea și zonele limitrofe. Părerea mea este că cine vrea să înceapă o afacere trebuie să fie conștient de ceea ce l-așteaptă și să o facă bine. Nu contează că vinde covrigei, că face gogoșele, că face încălțăminte, că face îmbrăcăminte, că face... Nu contează. Să știe exact unde vrea să ajungă, să știe exact cui se adresează și să o facă bine. Părerea mea este că afacerile făcute bine n-au cum să moară, indiferent. O să fie creșteri, descreșteri, e ușor să ajungi în vârf, dar e foarte și mai ușor să cazi de acolo. Noi am avut o creștere așa lineară și de bun simț, am avut și decăderi, dar trebuie să fim serioși.